Bună seara, stimați telespectatori, sunt Alexandru Răducanu, suntem lunea cu Răducanu și Bădescu din nou, alături de mine domnul Octavian Bădescu, proaspăt întors din Statele Unite ale Americii. Bună seara, domnule Bună Bădescu. Seara, mulțumesc pentru invitație. Am pus titlul emisiunii de astăzi, cum pot face românii bani pe piața de real estate din Statele Unite, ca să avem așa o temă a discuției și să fie o abordare foarte pragmatică și până la urmă orientată către profit. Dar vreau să vă rog să-mi dați mai întâi niște impresii generale vis-a-vis de vizita dumneavoastră în Statele Unite. Cum ați simțit pulsul acolo al economiei, al oamenilor, cum se mișcă lucrurile? Bun, mai întâi de toate, de ce m-am dus? Unul din diferențiatorii companiei noastre, Remax Freedom Group, este și acela că oferim oportunități investiționare. Adică ne orientăm către zona asta. E, ce ar putea căuta românii în străinătate? În principiu, diversificare, dispersie riscului. Am constatat, nu doar pe propria piele, dar chiar și din discuțiile cu alții oameni de afaceri, în principiu, că intenționează achiziționare de proprietăți și pe alte meleaguri și atunci sigur că e mult mai credibil să facă asta cu ajutorul cuiva care e cât de cât familiarizat și cu alte zone. Pe de altă parte, sunt investitori din alte zone din glob care ar putea avea de câștigat din piața imobiliară românească. Ce ar putea ei căuta aici? Randament. Pentru că România, din perspectiva asta, și Bucureștiul ca particularitate, oferă un randament în bună măsură superior, cel puțin comparativ cu piața vest-europeană. Deci, în momentul în care oferi investitorilor români diversificare și celor internaționali randament, ai deja un pool de oameni, dacă vrei, o piscină de investitori și poți să creezi business. Acum noi am ochit, am identificat câteva zone pe glob care ni au se potențial. Par fundamental pe o evaluare fundamentală, dacă aveți vreți, ceva cu potențial. Îmi doresc în Maldive, așa, pentru pensionare. Nu ne-am dus pe zona aia, însă am identificat câteva insule și câteva zone continentale. Deci aveți spre și exemplu, pe zona asta de pleasure. Okay. Ne uităm pe zona continentală. Când mă uit la Europa, mă uit care e cea mai bună climă din Europa, Costa del Sol, sudul Spaniei. Și atunci e clar că acea zonă, la nivel european, are fundamente foarte bune. Și atunci căutăm și ne orientăm pe Costa del Sol, Spania. Mă mai uit o altă zonă interesantă, strategic foarte bine localizată în Europa, nordul Italiei. Nordul Italiei, practic în aceea zi, pot să ajung în Franța, ajung în Elveția la Zurich, ajung la Innsbruck în Austria, ajung la Veneția în Italia, pot să ajung în jos la Roma, am mare, am munte, am lac, Lago Maggiore, Lago Como. Este o zonă foarte bine poziționată din punct de vedere strategic și foarte frumoasă. Am deal, am și mare, am stațiuni de schi, toate pe o distanță de câteva sute de kilometri, nu multe. Și atunci ne uităm la nordul Italiei. Când mă uit în America, mă uit la California, de nou, unde e climă bună. California, cea mai bună climă, zona Los Angeles, San Diego, dar toată California, sudul Californiei, și după aceea, pe coasta de est, Florida. Ne uităm către Asia sau, dacă e să discutăm de insule, cea mai frumoasă insulă din Europa e Madeira, lângă Portugalia. Sigur că mă uit mai în est și văd Creta, să spunem. Ne uităm în America Latină, vedem Republica Dominicană. Deci iată că vedem 10-15 puncte pe glob. E, către astea ne focalizăm atenția, pentru că vrem să oferim investitorilor români dispersia riscului, diversificare în zone cu potențial și în care să-ți facă plăcere și să trăiești, dar și să nu pierzi bani, bineînțeles, dacă nu chiar să câștigi. Și pe de altă parte, creăm relații cu companii de consultanță imobiliară locale și putem deschide piața românească, dar nu numai piața românească, ci și celelalte piețe, celorlalte zone. Practic creăm niște hub-uri, ca în curierat,
Ce am făcut noi în curierat? Rețele de oameni peste tot în țară. Ce am făcut în cercetarea de piață? Rețele de oameni, de auditori peste tot în țară. Acum vorbim de piața imobiliară și de zona internațională. Și vreau să creez o rețea la nivel internațional. V-ați uitat și pe zona asta de miză de business, adică centrele urbane unde miza de business, afacerile orașului sunt înfloritoare și atunci sunt căutate locuințele pe zona asta profesională sau... Da, ce se întâmplă însă atât în Europa cât și în Statele Unite, în astfel de zone interesul e foarte mare și randamentul e foarte mic. Aici e un paradox, să le explicați un pic ca să înțelegeți. Da, pentru că sigur că foarte multă lume când se uită unde să investească, investește în oraș. În primul rând omul din acel oraș, da? Își cunoaște orașul și caută să investească în zona lui. Dar se caută în general aglomerarea urbană, iar atunci când se caută aglomerarea urbană, cererea devine mai mare decât oferta și atunci evaluarea imobilului are mai puțină legătură cu cu niște maniere naturale de evaluare, costul de înlocuire, randamentul investițional se decuplează un pic. Deci, ce spuneți, de ele, pentru că cererea... Ce spuneți este că prețul de intrare devine mai mare. E prea mare și nejustificat din punctul de vedere al randamentului investițional. Sigur că acolo dacă au dobânzi negative sau 1% sau 2%, ei poate să se bucure și la 3%, ceea ce nici măcar nu ți acoperă rata inflației, chiar și la euro vorbind. Adică e discutabil sustenabilitatea unor astfel de prețuri pe aceste piețe, însă sunt o realitate. Adică sigur, poți să iei o garsonieră în Torino și nu în centru la peste 100.000 de euro, nu? Ceea ce pentru câțiva zeci de metri pătrați este mult. Foarte mult. Și nu vorbim de centru Torino, ci îl închiriezi unui student și iei 500-600 de euro. Sigur, mai scazi taxe, impozite și mai departe, mai ai costuri de mentenanță și vezi că nu rămâi cu prea mult. Lucruri care în România poate la jumătate de preț poți să cumperi. Din perspectiva asta, piața românească și în special piața din București și în special zona centrală și în special apartamentele vechi, după părerea mea, sunt o oportunitate deosebită care trebuie promovată. Și cred că putem crea un caz și putem ajuta alte companii de consultanță imobiliare din alte zone din lume să se diferențieze la rândul lor, oferind propriilor lor clienți oportunități de tipul randamentului investițional din București. Sau, spre exemplu, o să creșteți prețurile în România, domnule Bădescu, aducând o infuzie de capitaluri străine pe piața rezidențială. Nu știu, o să crească și oferta, dacă o să... E cert că trebuie să dinamizezi un pic această piață și atunci, având în vedere că în orașe devine din ce în ce mai scump să trăiești și în vestul Europei, dar și în America, se manifestă asta și în Los Angeles, spre exemplu, sau în Miami, lumea, plus că acolo vine fluxul mare de oameni și flux turistic, și atunci se aglomerează și nu mai devine o calitate a vieții foarte bună. Și atunci chiar și băștineașii, dacă vreți, se retrag către periferii sau către alte zone unde costurile de trai sunt mai mici. Și acele zone încep să se dezvolte. Pleacă din aglomerarea urbană unde nu-și mai permis să trăiască și se duc către zone cu costuri mai mici. Sigur că dacă ar ieși din America, ar putea veni și în București. Și ar putea fi oportun pentru ei. Dar dacă ne uităm, spre exemplu, în zona Californiei, San Diego este foarte scump. Aici e o climă bună, dar este scump. Los Angeles, ce să mai vorbim? Și atunci sunt alte zone, mă uit pe trenduri legate de creșterea populației, perspective de creșterea populației până în 2030 și așa mai departe. Ca să vedeți unde va fi cerere. Și atunci vedem unde va fi cerere. Și personal mă uit în zone unde pot să închirie și pe termen lung, pot să închirie și în regim hotelier, turistic, cu săptămâna sau cu ziua, și unde aș putea, de ce nu, locui chiar eu sau orice alt investitor. Deci să-ți facă și plăcere să stai. Și atunci mă uit pe chestiuni de tipul ăsta, fundamentale, ca să putem propune alternative foarte bune clienților noștri din România.
În egală măsură, dacă avem relații în Asia sau în India sau în... poate ei nu cunosc alte zone din Europa, noi putem facilita conexiuni, poate vor să investească în nordul Italiei și acolo, fără îndoială, conexiunile personale cu companii de consultanță imobiliare locale valorează foarte mult. Dincolo de rețeaua Remax, care are 100.000 de consultanți în toată lumea, însă relațiile între 100.000 de consultanți sunt mai reci. În momentul în care te duci tu, tu vezi proprietatea, tu discuți cu agenția imobiliară de acolo, tu vezi toată zona. Am traversat cu mașina toată California și toată Florida. Da, chiar voiam să vă întreb unde ați fost în mod concret. Am fost la Los Angeles, dar m-am dus și către San Diego și m-am dus după aceea și către zona Ontario, San Bernardino, care dacă vă uitați pe niște statistici o să vedeți că potențialul de dublare a populației către acele zone, că Los Angeles nu mai are unde să crească. Te uiți frumos și pe Google Maps și vezi și relieful de acolo și îți dai seama unde se mai poate deplasa populația. Poți conduce acolo cu permisul românesc? Da. Iar, spre exemplu, în California, după părerea mea, zona Palm Springs e o zonă în care ar merita probabil una dintre puținele unde poți să intri, financiar vorbind, și unde chiar merită să intri. Și atunci creezi un hub acolo, creezi conexiuni cu companii de consultanță acolo, relații personale, și la momentul la care ai cererea din România către zona asta, știi exact unde să direcționezi și poți să vorbești în cunoștință de cauză. Exact. Nu poți să spui că ești un expert în Palm Springs, dar fără îndoială știi foarte multe lucruri. Dacă ai fost acolo, ai văzut cu ochii tăi, ai vizitat și ai și discutat și ai legături cu companii de acolo. Ați fost să vizionați pur și simplu proprietăți ca și cum ați fi un prospect client? Da. Să vedeți cum procedează acolo chiar agenții? Chiar și sunt un prospect client, dar și m-am și dus, da, bineînțeles. Și cum? Am selectat proprietății din București încă, altele le-am selectat pe parcurs. Sunt niște similitudini în această piață. Spre exemplu, am observat că peste tot în lume, și în sudul Spaniei, și în nordul Italiei, și în America, diferența între expectanța rațională a cumpărătorului, argumentată rațional, și expectanța argumentată de asemenea rațional, dar cu alte argumente, a vânzătorului, este un ecart mediu de 30%. Pe medie. Nu vorbim de extreme în care există diferențe de așteptări mai mari de 30% sau de 50% uneori, sau alteori sunt foarte mici, de 2%, 3%. Viteza de rotație acolo a locuințelor este Viteza mai mare? Viteza de rotație mai este mai mare pentru că există o putere de cumpărare mai mare. Zonele sunt cu o rezonanță internațională, adică în momentul în care vorbești de California, toată lumea știe unde e, și dacă vorbesc chiar de Palm Springs, toată lumea știe unde e. Când vorbești de Florida, din nou, vorbești de Costa del Sol, sunt branduri internaționale. Vorbești și piața de Piemont. Victoriei, domnule Budescu, este brand internațional. Am fost pe prima pagină la New York Times și așa mai departe, da. Washington Post. Dar încă nu din punct de vedere imobiliar. Adevărul ăsta este că trebuie să aducem investitori aici, care să facă afaceri, care să cumpere proprietăți, care să crească cererea, după aceea crește și oferta de proprietăți la închiriere și așa mai departe. Adică lucrurile trebuie să se mișe. De ce nu să se mute oamenii în România, nu? Ar putea să se mute. Păi deocamdată avem o tendință de oameni care se mută în străinătate. Da. Niște clienți cu bani. Bun. Cum faci, exact, și cum faci să inversezi trendul ăsta? Trebuie să vezi, să identifici avantaje competitive ale României în raport cu alte state. Și dacă compară asigurarea auto din Florida cu asigurarea auto sau chiar pe locuință, nu? Din România, vezi că există avantaje și în zona românească. Sigur că clima, în zona imobiliară, clima este un argument imbatabil și este o chestiune care susține la nivel fundamental un preț. Una e să stai în soare 360 de zile pe an, nu în căldură excesivă, dar zile însorite, frumoase, alt tonus, și alta e să mai stai și la frig vreo 6 luni pe an. E, și atunci de-aia mă uit în zone care climatic stau foarte bine, zone care sunt sigure și zone care nu sunt inflaționate, în care prețul activelor imobiliare nu e inflaționat. Gândiți-vă la nordul Italiei, pentru că pot să compar, mai fac 200 de kilometri, mă duc la Monaco. Ce prețuri sunt la Monaco? Mă duc în Franța, ce prețuri sunt? Mă duc în Elveția,
200 de kilometri în sus, ce prețuri sunt în Elveția, pe partea cealaltă a muntelui versus nordul Italiei, nu? Sau Austria chiar. Deci, dar nordul Italiei în regiune are cele mai ieftine prețuri. După aceea, în afară de București, în Europa, cele mai ieftine prețuri, din nou, în vest, în Spania sunt. Dar românii totuși sunt și snobi. Vor să stea la Monaco. Bun, vor să stea la Monaco. Nu m-am dus către această piață. Trebuie să-ți alegi până la urmă unde joci. Și atunci eu am ales 10-15 puncte pe glob, unde mi se pare că există un potențial, puncte în care cred, puncte care cred că se vor dezvolta, în care există potențial de apreciere a capitalului, siguranța de a nu pierde bani și, dacă includem și Bucureștiul, și nu numai Bucureștiul, chiar și posibilități de randament investițional, fie pe închiriere hotelieră, turistică, fie pe închiriere pe termen lung. Dar Bucureștiul bate la randament. Întorcându-ne în Statele Unite, da, cum ați simțit societatea de acolo? Care este, mai ales că v-ați dus într-o perioadă în care sunt și acolo niște frământări, apropo de bursă și așa mai departe? Da, în primul rând, diferența e la nivel de putere de cumpărare. Odată, piața este mare, sunt 350 de milioane de americani, puterea de cumpărare e mai mare. Da? După aceea, sigur, în America mai investesc și alți oameni, deci, din nou, o piață complet deschisă. Lucrurile se mișcă mult mai repede. Pe de altă parte, e această migrație a oamenilor dinspre marile orașe, care supraaglomerate, fie turistic, fie s-au dezvoltat ca și zona industrială, și cei care ies la pensie, mai e și această tendință de îmbătrânire a populației, se retrag către orașe mai mici, către suburbii sau către orașe mai mici. Ei, și atunci ele se nasc acolo de niște oferte de real estate pentru această categorie de persoane. La, da, noi încă nu a apărut o astfel de ofertă, sau nu mi se pare că în societatea românească se construiește anume pentru vârstnici care au niște... Nu, dar iată că ei iau un calcul, sigur, ai și altă infrastructură, dar într-un oraș oarecum teoretic secundar, dar ca mărime mai mult, ai totuși cam tot ce trebuie și lumea se mai mută chiar pe timp de iarnă, în Palm Springs sau în Florida, în Palm Beach sau în Naples. Deci oamenii iau un calcul, cei în vârstă, și au și resursele să o facă, stau pe timp de iarnă și vin în toată America și stau pe timp de iarnă în proprietății la căldură, la 25 de grade, la 30 de grade, la 20 de grade, altă viață. Și au în egală măsură costuri mai mici și unii își închiriază locuințele lor din oraș pe acea perioadă de timp. Alții iau pur și simplu pentru investiție și își închiriază aceste proprietăți către scopuri turistice. Există firme de management al proprietăților, există o infrastructură foarte bine dezvoltată din punctul ăsta de vedere. O altă diferență care există, pe care aș remarca-o, e la nivelul costurilor de întreținere a locuinței. Există costuri mai mari acolo, pe zona de întreținere, pentru că altfel arată aceste complexuri. Chiar cum arată proprietățile comparativ cu cele din România? Depinde unde te uiți. Chiar dacă mă... Bun, eu nu am vizitat chiar orice tip de... M-am uitat către acele zone bune. Există zone bune și zone proaste, ca peste tot în lume. Eu m-am uitat către zonele civilizate. În zonele civilizate există blocuri civilizate, cu intrări civilizate, cu portari, cu zone de relaxare, cu diferite, știu eu, adaosuri, spre exemplu, sală de biliard sau piscine sau livinguri, dacă vreți, sală de întâlniri sau, sau sală de forță. Deci în fiecare bloc există un astfel de adaos, ca să spun așa, care, bineînțeles că o zonă dacă ai și piscina, da, dacă ai și piscina mai ales, crește costul de întreținere lunar, acele taxe către administrația dar complexului. Dar și nivelul de satisfacție al locuitorilor, da, pentru că așa cobor este doar la parter ca să, da, intri în piscină sau la sala de forță. Așa sau... este. Și sunt blocuri civilizate. Ce am mai remarcat însă este un parc un pic mai îmbătrânit decât în
București, și asta am remarcat mai ales la hoteluri. România fiind o democrație proaspătă, dacă vreți, aici ai condiții de cazare în hoteluri noi, foarte bune și la prețuri foarte mici. Acolo, totuși, la hotel, plătești foarte mult și pe condiții modeste. Dacă vrei condiții de lux, găsești și acolo, dar la niște prețuri realmente exorbitante. Multe sute de dolari pe noapte, chiar multe, nu puține ca în celălalt caz. Ori aici poți să ajungi și la sub 100 de euro și ai condiții foarte bune. Și atunci de-aia lumea se duce către această zonă de Airbnb, de book, adică își caută alte soluții. Pentru că costul hotelier a ajuns destul de mare. Și atunci s-a dezvoltat această piață cu case, așa zis, de vacanță, dar care pot deveni rezidențe permanente pentru oameni către pensie și sunt, sau rezidențe închiriabile pe perioada în care ea nu e locuită de către proprietar. Și în cazul în care ați realiza, să spunem, investiții pentru niște români care vor să-și placeze niște bani în real estate în străinătate pentru a-și diversifica portofoliul. Da. V-ați ocupat și de partea de operațional sau doar de partea de tranzacție? Nu, categoric, te ocupi și de partea operațională, mai bine zis, te ocupi prin intermediul partenerilor de acolo, că nu poți să faci tu local tot, dar îmi dau aveți seama că această nevoie există. Să da. Puteți închiria sau... Și dumneavoastră, dacă doriți să cumpărați, nu știu, în sudul Spaniei, unde, ce faceți? Ok, dar nu o să vă duceți doar pur și simplu pe un site. Preferați ca un român de al dumneavoastră, care să fi fost acolo și să fi văzut și care să vă conecteze cu niște oameni serioși de pe plan local, ca să faceți lucrurile în siguranță. De acord? Deci absolut. Există și o astfel de nevoie. Este foarte importantă, foarte importantă credibilitatea, categoric. Și atunci a fost și o excursie în care înveți foarte multe. Știu foarte bine ce tipuri de proprietăți, ce tipuri. Poți să compar unde merită, unde nu merită, nu doar ca locație. La ce trebuie să fii atent, dacă terenul e în proprietate, nu e în proprietate, dacă ceva? E condominiu. V-ați personal să faceți o mică achiziție? V-a făcut ceva, da, cu ochiul? Sunt oportunități încă bune acolo, pe anumite paliere. Ca plaje așa de sume la care v-ați uitat, de unde până unde? Eu mă uit în general la sume sub 250.000 de euro sau de dolari. Nu doar pentru mine, dar consider că oricine care caută cât de cât să aibă o investiție într-o zonă în care să existe un randament al capitalului, să nu se piardă, nu trebuie să se uită la sume mai mari, pentru că e foarte greu. Cumperi o proprietate de 1 milion. E ca la mașini scumpe acolo, nu? Bineînțeles, plătești brandul. Plătești foarte mult, dar nu e o proprietate, poate să coste 30 de milioane de dolari, nu? Dar cu cât o închiriezi. Deci tot la 10.000, 15.000, 20.000 și cât timp, și adică e foarte, există de toate pentru toți, categoric, dar cu cât e mai scump și proprietatea mai amplă, ca aici, dacă ne uităm în zona primăverii, randamentele la vile mari sunt mult mai mici decât la niște garsoniere în centru. Ei, așa și în alte țări. Deci sunt locuințe de prestigiu, exact. Și locuințe care fac sens ca investiție. Și atunci eu mă uit către această zonă. Sigur că în vestul Europei și în America și în orice, după părerea mea, sub 100.000 nu face sens. Este de o calitate proastă și nu merită. Nu zici v-ați sfătui clienții să cumpere ceva sub 100.000? Nu. Însă poți să găsești pe un palier, pe un interval între 100.000 și 250.000. Gândiți-vă când zic 250.000, pentru că mă gândesc la o închiriere care să-ți aducă măcar 10.000 pe lună, 1.000 pe lună, 10.000 pe an sau, da? Ca să ai un randament care să depășească rata inflației. Sigur că dacă vrei randament foarte bun și ești din București și cunoști bine piața locală, obții mult mai multe lucruri în București decât de la distanță, da? Dar poți să te duci către alte țări pentru dispersia riscului, pentru diversificare, și atunci randamentul intră într-o zonă secundară, însă în egală măsură nu vrei să pierzi bani. Nu vrei să, vrei să ai măcar potențial de apreciere a capitalului. Deci aici depinde foarte mult ce cumperi, adică nu orice e bun. Dar există
oportunități și acolo. Există vânzători motivați să vândă. Dacă urmărești, dacă există zone, studiezi, trebuie să fii atent la prețul de achiziție, că asta contează foarte mult, și după aceea la niște costuri de mentenanță și poți să ai o protecție a capitalului. Și la o adică, de ce nu, te poți și muta. Asta voiam să vă întreb, să ajung și aici, mai ales că trăim într-o perioadă în care deja munca remote este la ordinea zilei, avem nevoie de un laptop, de un telefon, de o conexiune la internet și deja ne putem face business-ul de oriunde. Da. Și l-am putea face la temperaturi plăcute tot timpul anului, nu neapărat să ne luptăm cu nămeții sau cu vigeliile. Da. Deci cred că când te uiți pe trend, mobilitatea a crescut, turismul a crescut foarte mult, timpul liber a crescut foarte mult, pentru că omul nu mai e legat atât de mult de un loc fizic de muncă, și atunci plus media de vârstă, plus faptul că în general populația nu mai duce chiar atât de bine, chiar și la America, dacă ne gândim în perioada baby boomers, care acum ies la pensie într-un număr foarte mare și care nu-și mai permit traiul extrem de scump în oraș. Dar gândiți-vă, cu 50 de ani putea trăi o familie din America, nu? Muncea el și soția era housewife, cum se spune. Asta era un obicei mântenit și totuși trăiau destul de la un nivel mediu. Acum e foarte greu să mai trăiești într-o familie doar cu un singur salariu, chiar și în America. Deci vorbim despre proprietăți, ați văzut și în Statele Unite proprietăți listate de proprietar, by owner, sau totul e Reprezentat? Există și proprietăți listate de proprietari, însă sunt destul de puține. În general, acolo este un obicei încetățenit, tranzacțiile se fac prin intermediul consultanților. În general, nici nu se interacționează părțile prea mult, pentru că discuțiile și negocierile se duc între consultantul vânzătorului și consultantul cumpărătorului. Deci acolo se poartă treaba asta de reprezentare, da, unilaterală. Da. Nu e ca la noi. Nu, se poartă, însă și acolo sunt anumite zone un pic perfectibile dintr-un anume punct de vedere. Spre exemplu, un avantaj pentru cumpărătorii din străinătate. În America, cumpărătorul chiar nu plătește comision, ceea ce la noi se întâmplă, nu știu, doar la noi, la Remax Freedom Group, pentru că noi avem reprezentare exclusivă și lucrăm pentru vânzător și atunci cumpărătorul e comisionat zero. În America, în general, e așa. Aceasta este practica. Deci chiar și comisionul de la pentru agentul cumpărătorului e plătit tot de vânzător, ceea ce e un pic ciudat, a spune, nu văd justificarea logică, dar asta e cutuma. Și atunci ai mai multe costuri în momentul în care vrei să-ți vinzi proprietatea. Cumpărătorul în general se uită la cât costă și cam aia e. Nu mai are costuri adiționale foarte multe legate de strict de tranzacții. Concurența este mai mare și atunci implicit oamenii sunt mai politicoși. Asta e un alt lucru care în general îl observi în zona bună americană. Sau? Nu numai, și agenți și oricine, și chiar și ospătarii în restaurant. Adică calitatea serviciilor din punctul ăsta de vedere este net superioară. Poate vorbim pe date comparabile, da? Compar o zonă tip primăveri în America cu o zonă tip primăveri în București. Nu comparăm mere cu pere, da? Per global și pe medie există un mai mare respect. Dar poate că au avut și timp, domnule Bădescu. Au avut și timp și de ani concurența să-și foarte rafineze mare. Această, da, abordare a clientului. Noi pe de altă parte, în estul sălbatic. Și nu e substitut pentru timp, da. Pe de altă parte, sunt destul de pragmatici și orientați către rezultat, către lucru rapid. Și atunci nu pot să spun că sunt la nivelul consultanții imobiliari net superior sau mai pregătiți decât ai noștri. După cum chiar sunt ceva mai pregătiți, pentru că nu intri oricum în această industrie. Ai nevoie trebuie de o să faci cursuri, ai nevoie de licență, da. Deci în general sunt, dar nu poți să spui că excelează și acolo nu au o imagine extrem de favorabilă. Și se mai întâmplă un
un fenomen, cultura financiară de care noi vorbim aici, că nu există în România, să știți că nici în alte părți ale globului nu este extrem de dezvoltată, pentru că în general sistemul educațional etatist nu are interesul de a dezvolta cultura financiară. E foarte dezvoltat acolo pe Wall Street și chiar la noi cred că suntem un pic chiar mai atenți decât sunt americanii, pentru că avem mai puțin bani. Și atunci iau carduri de credit, dau cardul. Dar din anumite discuții am realizat chiar și chestiuni de tip randament investițional sau ponderare cu rata inflației, sau erau noțiuni relativ noi chiar și pentru consultanți americani. Ați văzut să se vândă proprietăți cu criptomonede, că la noi se încearcă. N-am ajuns în zona aia. Cred că există, dar cred că există. Din câte știu că există, eu n-am întâlnit. Pentru că văd niște trenduri contrare. Pe de o parte se încearcă să se năbușe acest fenomen al criptomonedelor, pe de altă parte sunt antreprenori care merg pe contrasens și unii chiar încearcă să facă tranzacții. Deci, unii au și câștigat foarte mult din această industrie și cred că, mă rog, există oportunități. Adică nu criptomonede. Au mers pe speculație, dar altfel, în principiu, criptomoneda, dacă își păstrează caracterul ei, faptul că e limitată, pentru că care e problema cu monedele tradiționale? Sunt devalorizate de către băncile centrale care se tipăresc. Da. Și atunci, practic, devine nesigură. Plus, vedeți. Mi-a plăcut foarte mult un comentariu pe care l-a făcut fetița unui specialist, Grant Cardone. El e foarte băgat în real estate, dar și în alte business-uri de dezvoltare personală, vânzări și mai departe. Și spunea, tati, eu nu înțeleg, s-a uitat pe mai multe bagnote de bani. Pe bagnota asta scrie 20 de dolari, pe asta 50, pe asta 100. Eu nu înțeleg oamenii mari de ce li se pare că sunt niște hârtii. Da. Una care arată cam la fel, sunt făcute în același material și le dăm valori foarte diferite. Deci, la un moment dat ajungi totuși la aceste chestiuni fizice în care se păstrează valoarea, de aia imobiliarul rămâne, pentru că vorbim, vine pe o nevoie primară. Orice om are nevoie de un acoperiș asupra capului, nu? Și acolo putem cuantifica foarte bine unde e acoperișul ăsta situat, la ce distanță de comunitate, de locul de muncă, care îți cade alte costuri, de alte facilități. De vânzare acolo? Sunt. Dar și acolo costurile de dezvoltare au început să crească destul de mult și inflația se face simțită, faptul că s-au tipărit bani după 2008, foarte mulți, se simte și acolo. Deci nu mai este ieftin. Vă spun, am stat în camere de hotel la, nu știu, 150-200 de dolari, care erau foarte proaste. Iar dacă vrei o cameră foarte bună. Cam ce ar semna la noi? 2-3 stele? 2-3 stele, 3 stele vechi. Așa, vechi. Stilul ăla comunist? Da. Scump? Scump, da. Deci trebuie să te uiți la valoarea respectivei proprietăți, să vezi dacă merită. Dar acolo ai o valoare, există, e fizic. E o nevoie primară, să ai un acoperiș deasupra capului sau să fii aproape de servici sau aproape de prieteni sau aproape de locurile de distracție sau de altă zonă de infrastructură. Ce am remarcat, se dezvoltă din ce în ce mai mult către exteriorul orașelor, poate uneori în zona Los Angeles, chiar și în zone mai deșertice, dacă vreți, și la niște costuri foarte mari pe proprietățile noi. Ceea ce înseamnă că terenul e mare, pentru că acolo totuși casele asta, se fac din panouri de lemn. De asta vă întrebam de terenuri. Deci tipul de construcție ar trebui să fie destul de ieftin. Și terenul nu e ieftin, deși e America unde e spațiu suficient. Adică din anumite perspective caut și ponderez decât să iau, nu știu, cu 800.000 de euro în vecinătatea Los Angeles, s-ar putea să merite să iei acela spațiu locuibil într-un resort foarte liniștit, nu știu, în Palm Springs, la 300.000 sau la 250. Sau, da? Ați văzut și niște și proprietăți valoarea din astea de care v-ați îndrăgostit, apropo de Palm Springs? Da, sunt zone frumoase.
Da, în special în zona Florida. În zona Florida și acolo am călătorit prin tot spațiul. Miami, m-am dus către Naples, pormă te duci în nord către Tampa și pormă Orlando. Deci am văzut cam tot și Palm Beach pe coastă și zonele care mi se par cele mai, știu, interesante și sigure, probabil acest Palm Beach, unde are și Donald Trump, de fapt, reședință de vară, că ar veni și el acolo. N-am avut timp să ne întâlnim, dar... nu. Deci zona aia e o zonă foarte frumoasă, foarte frumoasă, și zona Naples, pe coasta de vest a Floridei, unde e o zonă foarte Donald liniștită. Donald Trump are o proprietate foarte, foarte spectaculoasă. În Palm Beach. Da, da. În Palm Beach, acolo, da. Acolo sunt proprietăți de multe zeci de milioane de dolari și sunt foarte frumoase și acolo, bun, și media de vârstă e destul de ridicată, dar există și apartamente, nu numai proprietăți, există complexuri, apartamente. Zona Palm Beach e o zonă oarecum, e o fâșie de pământ care are un mare stânga, mare în dreapta. Ce este diferit este că acolo ai peisaj, apropo. Da. Cobori, vezi marea, da? Cobori, te duci pe plajă, în partea cealaltă poți să ai doc și ai o barcă și sigur mergi în Palm Beach, în West Palm Beach ca oraș, care nu e foarte mare, dar nu e nici mic, e semnificativ, deci ești aproape de un centru urban, mai mergi 100 de kilometri, ai Miami, sigur cu aeroport și la Miami, mai mergi 100 de kilometri în sus, ai Orlando cu parcul Disney, cu, deci pe fundamente acolo sigur poți să dai pe un apartament de două camere, poți să dai 200-250 de mii, ok, sigur găsești și la 500 de mii, dar nu vorbesc de cazuri de genul ăsta, vorbesc de condiții cel puțin civilizate, da? Dar nu de lux. Apropo, credeți dar că... care începe și merită. Credeți că băncile din România ar finanța cumpărări în străinătate de imobile? V-ați pus problema dacă pot fi finanțate și bancare astfel de achiziții? Nu mi-am pus această problemă. Sau, poate de instituții financiare de acolo pentru cetățeni români? Deocamdată plecați de la premisa de plec a avea de la banii în general, cine respectiv. Pleacă, da, cine pleacă și își cumpără în străinătate proprietăți, în general merge cu cash. Și trebuie să folosești acest avantaj al cash-ului pentru a obține o proprietate la o valoare bună. Dar pentru asta trebuie să urmărești și trebuie să ai niște conexiuni acolo. E foarte greu. Dacă n-ai conexiuni și nu ești focalizat pe treaba asta, e foarte greu să nimerești. Sigur, poți să pochești mult mai bine în plan local, în București, dar oricum poți să nu greșești prea mult. Există sezonalitate și acolo ați apucat să puneți niște întrebări și să vedeți dacă există o anumită perioadă a anului când e mai bine să faci achiziții în Statele Unite? Sigur, spre exemplu, în zone care au potențial hotelier turistic și care se închiriază foarte mult pe oameni, nu știu, în Palm Springs, spre exemplu, vin mulți iarna, nu? Că e cald. Și vin din nord, vin din Canada. Și desigur că ei mai ieftin către finalul sezonului, pentru că în general dacă ești la începutul sezonului și lumea vinde, interesul e foarte mare pe zonă, la fel e și în Florida. Și atunci probabil către aprilie, mai poate să fie zone bune de achiziție în Florida, când începe sezonul ploios și turiștii scad ca număr. Se aștepta lumea de acolo ca și prețul imobiliarelor să aibă o cădere urmând trendul bursei sau nu sunt neapărat relaționate? Nu sunt foarte relaționate, nu, pentru că conexiunile sunt mult mai mici. Unde o să apară probleme, cum o să apară în România, unde o să apară probleme? Nu o să apară pe proprietățile care fundamental au acea valoare. Ce înseamnă fundamental? Pe cost de înlocuire, pe randament investițional, da? Și pe valoare efectivă, nu știu, e lângă parc, e în oraș, are vedere frumoasă, are intrare frumoasă, are spațiere calmă, adică pe niște chestiuni fundamentale ele chiar valorează. Aceste proprietăți nu au probleme. Problema o să fie pe prima casă în România, nu? Pentru că acolo prețul activelor e inflaționat de credit,
existența creditului inflaționează prețul activelor peste tot în lume și faptul că a trebuit să dai avans mult mai puțin, nu? Și atunci cererea a fost foarte mare și proprietăți care se construiau cu 400 de euro pe metru pătrat se vând cu 900 sau 1000. Pe de altă parte, înțeleg că băncile au un portofoliu foarte bun la aceste credite, în sensul că nu au rău platnici, e un procent foarte mic de rău platnici. Da, la momentul actual și când dobânzile au fost mici, stați puțin să mai discutăm peste un an, doi, trei, vedeți că dobânzile au început să crească și dacă ești în prima fază de rambursare a unui credit și îți crește dobânda și în prima parte a creditului tu rambursezi practic dobânda, poți să ajungă să ți se și dubleze rata. Nu chiar, dar oricum trebuie să poți să aibă un cost semnificativ, doar că îți crește dobânda cu 2-3 puncte procentuale. Deci nu suntem într-o zonă de nepericurozitate, o să vedem ulterior. Prețul fundamental bun e cel neinflaționat de credit, bine poziționat, cum sunt acele clădiri cu risc seismic, cu bulină în București, unde sunt tranzacții pe cash, pe puterea de cumpărare și atunci acele prețuri nu vor fluctua în criză. Eu cred foarte mult în ele și chiar vreau să propun astfel de proprietăți și către investitori din străinătate. Pentru că ele au fost niște proprietăți devalorizate într-un mod fals, ele sunt foarte bine poziționate într-o capitală europeană, în centru, destul de rezistente sau sunt făcute de constructori celebri la momentul respectiv, în perioada interbelică, nu au probleme majore, foarte bine localizate și la un cost de pe metru pătrat sub 1000 de euro, ceea ce le face achiziții foarte avantajoase și ca randament investițional și ca valoare de înlocuire din orice perspectivă ai privi. În America vor fi probleme acolo unde s-a creditat mult pe niște valori care nu au fundamente. Dacă ai făcut un cartier în mijlocul deșertului și ai vândut acolo bazându-te pe credit case de sute de mii de dolari, acolo sigur că vei avea probleme. Pentru că ai vândut terenul de fapt mult mai mult decât el făcea. Suntem chiar pe ultimul minut al emisiunii. Spuneți-mi o concluzie cu care v-ați întors în Statele Unite. Că există oportunități atât pentru investitorii din România să se diversifice internațional și dacă nu s-au gândit până acum să o facă sau doar le-a trecut tangențial prin minte, aș zice să gândească serios la această variantă de dispersie a riscului care le poate aduce atât o zonă în care își pot petrece vacanța, cât și o zonă în care pot avea un minim randament investițional și o apreciere a capitalului și o lichidizare mai mare a proprietății, pentru că e o cerere mai mare la nivel mondial, vorbind de piețe mondiale aici. În egală măsură, piața din România și din București rămâne foarte competitivă la nivelul randamentului investițional pe anumite proprietăți și există cereri din partea străinilor, nu numai din Israel, dar în special din Israel, dar și către din alte zone, către proprietăți care acum sunt valorizate sub 100.000 de euro și care sunt foarte bine localizate în centru și care pot constitui o investiție destul de sigură, adică foarte sigură și cu niște valori foarte mici în raport cu puterea de cumpărare a oamenilor din America sau din vestul Europei. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați împărtășit. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Iată, există acum căi sigure, căi pe care, în care putem avea încredere ca să investim în real estate și în Statele Unite și în alte locuri din lume care sunt good value for money și au o climă foarte plăcută. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate insight-urile. Și eu mă bucur și mă bucur că Remax Freedom Group poate oferi această oportunitate, că să știți că e relativ unică pe piața românească. Sunt foarte puține companii care se focalizează pe aceste genuri. Ați fost un pionier tot timpul, iată sunteți și acum. Cu aceasta închidem ediția noastră de astăzi, Dunea Crăducanu și Bădescu, Dialogul fără colișuri. Vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33, urmează Jurnalul de Business.